Mamă, sunați-mă și pe mine dacă e așa de simplu. Salut, fraților, mă uitam și eu liniștit la comentariile de la ultimul clip și pe lângă o mulțime de titluri potrivite pentru piesele Five Gang, băi, am găsit și cele mai șmechere comentarii, să le zic așa. Probabil vă e greu să credeți, dar încă mai sunt persoane care mă încadrează așa într-o categorie de aia de mare hater malefic. Bine, asta poate și pentru Caterinca ieftină pe care o fac pe unele clipuri, dar și pentru faptul că mereu mă iau de cameramanul ăla care se vede reflectat în oglindă de prea multe ori, frate. Oh my god! Wow! Ok, am o problemă cu asta, așa cum Coțofană are o problemă cu apariția căzilor în videoclipurile muzicale sau cum Bujor are o problemă clară cu agățatul. Dar asta nu înseamnă că sunt chiar atât de negativist și nu văd unele părți bune din unele clipuri sau anumite subiecte. Și aici cred că deja ați văzut că oamenii de la Coca-Cola au venit cu ideea asta de campanie în care îndeamnă oamenii la pozitivism și să privească partea plină a sticlei. Dacă aș accepta și eu ideea asta și să privesc partea plină în anumite subiecte, bă, ar fi cam așa. Gândiți-vă că eu într-un univers paralel aș putea face o serie total opusă în care să vorbesc despre aspecte pozitive în anumite clipuri sau pe anumite subiecte. Cum ar fi? Cam asta o să încercați. Și cred că ar fi ceva de genul. Bă, nu știu cum reacționați voi când auziți ceva legat de România într-un film din afară, dar pe mine mereu mă ia prin surprindere ceva de genul. Mai ales la faza aia veche din Seinfeld. Și sunt multe altele. She's Romanian. What am I gonna talk to her about? Ceaușescu? What? Și să nu uităm de fratele PewDiePie care ne-a arătat de atâtea ori că România e țara lui preferată. In Romania, we had news about your Battle vs. T-Series. Thank you, Romania! Very cool. That's very cool of you, Romania. I didn't know Romania had TV. I love Romania. Cu toate astea, mulți cred că nu știți că unii actori din România sunt destul de apreciați pe plan internațional. Uite, recent filmul Aquaman, dacă l-ați văzut, în rolul principal a fost un român talentat, pe care sigur îl cunoașteți, mănâncă salată Caesar și scoate tankuri de cash de obicei. Dar acum serios, dacă e să vă dau un exemplu de un român care joacă într-un film cu supereroi, v-aș spune bineînțeles de Sebastian Stan, care joacă într-unul dintre cele mai așteptate și apreciate filme la nivel global. Aici mă refer bineînțeles la Avengers. Sebastian este The Winter Soldier sau sidekick-ul lui Captain America. A fost prezent chiar și în ultimul film Infinity War, în care, spoiler alert, nu s-a simțit tocmai bine la sfârșit. Sebastian este destul de apreciat de colegii lui de muncă, dar și de oameni din toată lumea pentru că și-a făcut un fanbase destul de mare. Până acum a jucat în 5 filme Marvel, dar și în alte ecranizări. Și cu ocazia asta, ăștia din Avengers s-au mai învățat și niște română. Sebastian, in addition to English, what language does Sebastian speak? Romanian. That is right, Paul. Că tot vorbim despre universul Marvel, aș putea să adaug aici că nimeni altul decât Stan Lee, rest in peace, creatorul lui Spider-Man, Hulk, X-Men și mulți alții, are origini românești, pentru că părinții lui au fost evrei români care au emigrat din România în Statele Unite. Da, e cel care își face apariția în toate filmele Marvel când te aștepți și sunt foarte sigur că o să apară și în următorul film, Avengers Endgame. You know, I guess one person can make a difference. Enough said. Stan Lee a spus într-un interviu că este conștient de trecutul părinților lui și că la momentul respectiv nu a apucat să viziteze România. Cu toate astea, nu știu cum să vă zic, dar e destul de mișto că tatăl celor mai mari supereroi are origini românești. Mamă, vă dați seama cum ar fi fost să fie Spider-Man român? Wait! Who are you? Gami, mă. Culmea, coincidența este atât de mare încât un alt român cu numele Stan a avut parte de un mic succes în SUA, tot pe acest plan cinematografic. Vorbesc despre Mario Stan, care a participat la filmările a vreo 5-6 episoade din Breaking Bad, unul dintre cele mai șmechere seriale, după părerea mea. Mario Stan a jucat un rol de proprietar al unei spălătorii, unde lucrează Walter White, personajul principal cu care are și câteva conflicte. Chiar dacă nu a avut un rol atât de mare în serial cum a fost la Sebastian Stan, totuși să faci parte dintr-unul dintre cele mai de succes seriale, premiat cu atâtea Emmys, bă, eu zic că e o realizare destul de mare. Pe lângă asta, știu că nu sunteți obișnuiți să vă uitați la filme românești, dar să știți că multe dintre producțiile din România au fost și ele premiate la festivaluri. Dar din păcate filmele românești încă sunt underrated, dar cu timpul o să avanseze și scena de pe aici, sunt sigur de asta. Ideea principală fiind să priviți partea plină a sticlei, acum sunt curios dacă puteți veni și voi cu informații de genul despre anumiți actori, oameni din România care sunt buni pe anumite domenii, olimpici, sportivi și așa mai departe. Și scrieți în comentarii ce știți și o să mă uit prin ele să dau pin la cel mai interesant. Bun, cam ăsta a fost tot clipul, sper că v-a plăcut și că ați aflat niște chestii noi. Știu că a fost ceva mai diferit, dar stați pe aproape pentru următorul clip care va fi despre...